Lansezi tu? Da. Gen, eu lansez Sau cu îl motorul lansezi. pornit, dacă ai vreo problemă să-ți sustragi repede mâna. Nu prea aș vrea să-l dăm de pământ, așa, din prima. Deci? Deci tu. Păi eu l-am mai dat de pământ de două ori. Păi da, nu vreau să ne riscăm, că eu... Ok, David, le conectez astea. Adu-mi DX8-ul. Miau. Nu, ăsta e agresiv. Stai. Și ne mai trebuie bateria mică pentru SI. Baterie mică. Trebuie. Societatea ar putea să avanseze mult mai mult dacă consumul de social media a generațiilor noi ar fi oarecum puțin mai redus. Și tinerii și oamenii care lucrează ar putea să-și aloce mai mult timp în construcția unor lucruri productive care să ajute omenirea să avanseze mai mult. După părerea mea, și nu numai în domeniul acesta aerospațialelor în care activăm noi și a tehnologiei, e mult mai ușor să spui că tu nu poți să faci ceva și să aștepți să facă ceilalți decât chiar să treci la treabă și să încerci să îmbunătățești într-un mod să ai un impact pozitiv asupra lucrurilor. Mediul în care te dezvolți se reflectă în ceea ce tu devii. Motivul fundamental care m-a convins pe mine încă din clasa 9-a să urmez calea pe care am urmat-o este aceea a înțelegerii și cunoașterii. Consider că este ceva intrinsec foarte frumos cu privire la cunoaștere și înțelegere, că este un scop suprem pe care mai multă lume ar trebui să-l aibă și pentru mine este suficient. La capitolul pasiune aș putea spune că eu și Filip suntem un pic paraleli. Eu fiind pasionat mai mult de mașini, el mai mult de avioane, dar undeva ne întâlnim la capitolul inginerie și fizică. Pot să spun că și mie au început să-mi placă avioanele, cât și lui Filip au început să-i placă mașinile. Deci e o camaraderie, aș spune, între aceste pasiuni și o prietenie foarte bună între noi. Îmi place să citesc, îmi place să mă uit la filme, ies cu prieteni. De curând am început să fac basket cu un prieten pentru că pentru această plecare pentru ISF ne vom duce în Los Angeles și vrem să jucăm niște basket acolo pe plajă. Am fost la filme împreună, în zona asta de unde ne vom lansa acum drona, am făcut și grătare, am petrecut aici și Revelionul împreună. Ați zis că faceți. Da, mai făcut ceva. Asta da. E mai criză când îți fac pinguine. Da, ceva nu te studia. Asta da. E mai gen, aia cu piratul e totuși mai amuzantă. Nu știu, hai că vedem. Mereu am fost atras de toate mecanismele complexe pe care n-am reușit să le înțeleg de la prima vedere. De exemplu, când eram mic, eram uluit de cum funcționează telecabinele. Și cum funcționează sistemele care încetinesc gondolele odată ce ajung în stație ca să se poată urca schiorii și vizitatorii pe munte. Mi-a luat foarte mult timp să înțeleg cum funcționează acea buclă de încetinire și mi-am propus, după ce am înțeles, să o construiesc din Lego, să văd dacă pot să reproduc și eu ceva de genul. Și am lucrat în jur de 3-4 luni la acel proiect până mi-a ieșit și a funcționat și abia apoi am realizat această satisfacție că am reușit să realizez și eu ce au făcut niște ingineri cu, într-adevăr, cu multă vreme în urmă, dar am reușit la acea vârstă să înțeleg cum funcționează un astfel de sistem. Cred că aveam 5 sau 6 ani, eram încă la grădiniță. Îi puneam foarte multe întrebări tatălui meu, care a făcut și el, a studiat la Politehnică și era, adică are cunoștințe în domeniul tehnologiei și chiar cunoștințe destul de diverse în mai multe subdomenii. Și pe lângă tatăl meu, bunicul meu, mereu îl întrebam și pe el întrebările pe care le aveam.
Bunicul meu e și cel care a mers cu mine de fiecare dată când, mai târziu, când îmi testam noile prototipuri de avioane și multe alte invenții pe care trebuia să le zbor pe câmp. Consider că pentru orice lucru din natură sau de pe planeta noastră sau chiar mai departe de planeta noastră, de exemplu, Universul, orice lucru poate fi într-o oarecare măsură înțeles. Acum, unele concepte au nevoie de explicații mai deosebite, mai sofisticate și nu toată lumea dorește sau nu toată lumea alocă suficient timp să înțeleagă conceptele respective. Înainte mai deschideam un NSS, mai nu știu ce. Acum ce mai este? Vorbesc de un cod care nu e. Să mai deschid NSS. Păi deschide NSS-ul ca să vedem dacă mai aliniat. Sper până la finalul vieții să învăț cât mai multe lucruri și să mă dezvolt cât mai mult în cel puțin în domeniul tehnologiei. Nu știu dacă voi rămâne neapărat setat pe aerospațiale. Sunt multe alte domenii de știință care sunt interesante și care au potențial în viitor. Dar, în principiu, pentru o lungă perioadă de timp de acum încolo. Lucrul cel mai complicat este să-ți dorești să înțelegi un fenomen. În primul rând, învăț pentru mine și, în mod evident, și o facultate bună este importantă, deoarece poate să deschidă orizonturi noi către alte proiecte sau alte oportunități. Așa că, în principal, învăț pentru mine, dar într-un mod secundar și pentru a ajunge într-o astfel de facultate. Cred că, pe lângă minte, mai intervine un factor, și anume intuiția. E nevoie și de intuiție în multe domenii. Și pasiunea care te determină să nu abandonezi domeniul respectiv pentru o perioadă îndelungată de timp până găsești răspunsul. Când am încercat să lansăm primul satelit și am fost dați la o parte de pe lista de lansări pentru că n-am reușit să strângem fondurile necesare în timp, dar am spus că orice eșec poate să fie un nou început pentru un succes și așa că am refăcut un plan pentru cealaltă lansare, care într-un final a fost cu succes. Am fost dezamăgit de fapt pe moment că n-am reușit să prindem acea lansare, pentru că eram toți nerăbdători să lansăm un satelit în spațiu. Dar aș spune că au trecut maxim 2 zile până am început să trimitem e-mail-uri către alte companii de lansare, cum ar fi NASA, SpaceX, Rocket Lab și multe alte companii. Orice eșec poate rezulta într-un succes pe viitor, și că nu e capătul unei, cum a fost în cazul nostru, nu a fost capătul misiunii, ci a fost un nou început, care a fost în cele din urmă de succes, pentru că, după cum spuneam, a ajuns în spațiu satelitul, totul a mers bine. Așa că, da, niciodată să nu trebuie să te dai bătut, trebuie să mergi mai în față, cu toate că rezultatele anterioare n-au fost chiar de succes. Pasiunea mea pentru fizică porniște la nivel mai puțin formal încă din clasa 6-a, când participam la olimpiade, dar în acea perioadă, înainte să vin la București, eu n-am avut rezultate așa de mari și așa de bune și mi-am dorit ceva mai mult. Drept urmare, am vrut să merg la București. Iar acest liceu a fost fix de ce aveam eu nevoie. Nu eram obișnuit cu un nivel de muncă suficient de mare, pentru că mediul era, să zic așa, mult prea permisiv cu mine și mult prea relaxat și am vrut ceva mai mult de atât. Consider, după o analiză așa destul de completă, că mi-am îndeplinit ceea ce îmi pusesem în minte la începutul clasei a noua. Avem nevoie de niște elevi
cu calități intelectuale excepționale, elevi care sunt observați în evoluția lor începând cu clasa a șasea și care în momentul în care ajung la nivelul clasei a noua, la liceu, sunt invitați să vină la acest liceu, în aceste clase în care se face pregătire de performanță. Foarte mult îi motivează partea de laborator, experimentele care sunt extrem de interesante și problemele teoretice la care ei sunt solicitați să realizeze tot felul de modelări deosebite. Pasiunea pentru inginerie, pentru mașini, pentru avioane, vreau să fac ceva în sensul practic. Adică, bun, facem teorie fizică, codăm, facem, dar trebuie să facem și practic, adică să punem în aplicare. Intenția noastră e de a eficientiza anumite procese. Dacă va deveni ceva inovator și va fi pus în practică pe avioane atât de dimensiuni mici cât și de linie, cu atât mai bine. Dar noi nu facem chestia asta pentru bani sau pentru a eficientiza avioanele. Noi o facem strict pentru din pasiunea noastră. Ne place să facem asta. Pe bune, adică față de 30 de milioane, pe bune. Și mai ales că Dua Lipa cânta mai bine. Davide, nu mai vorbi toate prostiile. Acum înțeleg că nu trebuie să vorbim chestii la fix. Ce mai face? Davide, ce mai face vara asta? De obicei, în perioada precum aceasta, am un to-do list cu ce am de făcut. Adică știu în ziua aia efectiv ce am de făcut ca să facem drona să zboare weekendul acesta sau astăzi. Și am un plan foarte bine făcut de ce vreau să fac în ziua aceea. Acum când e foarte multă muncă intensivă, pot să am un plan foarte bine structurat, având foarte atent în cap ce program de făcut. Dar în perioade mai relaxate, de obicei, nu îmi structurez ce fac în fiecare zi. Filip a fost întotdeauna foarte devotat și implicat în ceea ce face și foarte implicat. Mi se pare că s-a maturizat asupra timpului, cum e și normal. Dar întotdeauna știu că am putut conta pe el să facă ceea ce a zis că, facă, că va face și să fie un team leader. Deci avem o poză cu Demi. Deci avem poze cu Demi Lovato peste tot în asta de NSS. Ce? Sau cu Dua Lipa. Deci Dua Lipa. Deci aia a fost avem creația mea la 4 dimineața. Deci bă, avem ideea că eu 3 poze cu Dua Lipa. Nu, ala e header-ul. Nu, știi că e problema că eu țin minte că am downloadat ăsta. Gen, eu nu sunt sora asta, o să mă uit pe laptop după, dar nu este total exclus să fie trimis așa. Okay. În cadrul acestei echipe eu lucrez la departamentul de PR și marketing. Eu am intrat în echipa asta în octombrie anul 2023. Fratele meu, Alex, a intrat în echipă cu câteva luni înainte, iar eu lucrând foarte de aproape cu el și stând în aceleași grupuri de prieteni, i-am mai ajutat pe băieți la diverse lucruri, neoficial, iar după ce am văzut că avem o colaborare care merge foarte bine și chiar pot să-i ajut în cadrul ăsta, ei au decis să mă alătur lor în echipă. La început nu știam despre ce e vorba, eu la liceu studiez chimie intensiv, adică nu sunt pe partea de aerospațiale, dar cu timpul am început să învăț ușor-ușor de la ce mai vorbeau ei, mai întrebam și eu. Și în timp am învățat diverse lucruri, dar nu ceva foarte concret. Filipe, dar știi cum calculează altitudinea asta? Stai că pare interesant. Are giroscop pe built-in. Gen magnetic sau pe presiune? Nu, Alex, e un giroscop integrat. Stai că îți răspund eu, de fapt, că pot să mă uit aici. Dar am zis ce fel de giroscop. Întrebarea e pe bază de presiune sau pe bază de câmp magnetic? Cred că pe câmp magnetic. Nu, e cred că chiar mecanic. Adică? Adică sunt niște... Adică presiune. Nu, cred că e cu fluid sau ceva. Eu am uitat la acest proiect, s-a de faptul că eram coleg cu Filip de clasă, amândoi eram în clasa de fizică intensiv la liceul nostru. Având această pasiune pentru fizică și în special pentru inginerie, de foarte mic am vrut să urmez o carieră în acest domeniu, mereu m-a interesat cum funcționează lucrurile și cum au fost ele create. Pentru mine acest proiect am înseamnă o oportunitate de a învăța mai mult, de a mă documenta și de a intra într-o lume nouă.
a fost prilejul perfect să intru în lumea aerospațialelor pe care o visam de mic, dar niciodată n-am crezut că o pot atinge. Deși la început a fost greu să intru în ritm cu colegii mei care deja aveau un an în spatele acestui proiect, ei m-au ajutat practic să recuperez și să ajung la zi și chiar să devin un membru activ al acestei echipe. Eu fac parte din echipa de mecanică, electrică și sunt liderul echipei de telecomunicații. Mă ocup de comunicarea satelitului cu Pământul. Am construit împreună cu Filip un ground station, practic componenta de la sol cu care observăm satelitul care se învârte după acesta și colectează semnale de la el. Am intrat în acest proiect acum un an, înainte de construcția al celui al doilea satelit, ROM-3. Și cum am intrat în proiect a fost când Filip m-a contactat în nevoia de un nou programator, pentru că colegii vechi au plecat deja la facultate. A fost o chestie de moment. Filip mi-a spus, m-am întâlnit cu Filip în America la o conferință tot legată despre spațiu, pentru că amândoi am participat cu un proiect acolo, din echipe diferite. Atunci am aflat despre proiect și câteva, două, trei săptămâni mai târziu, deja eram implicați. Mi-a plăcut foarte mult proiectul, că am auzit despre el și chiar îmi doream să particip și iată-mă aici. Mi-a plăcut și cu echipierii, ne-am înțeles foarte bine încă dinainte. Toți eram destul de bine pregătiți în domeniu dinainte. Toți eram motivați să ducem proiectul la capăt. Și chiar și în afară beciului ne înțelegem foarte bine. Avem aceleași glume, avem chimie foarte bună. Copii, noi deci în acest proces am zis cum ajungem de la aluminiu, siliciu și magneziu separat. Am dat proiectul. Nu, dar eu sunt curioasă. Tu nu l-ai citit de o lună înainte. Noi am zis. Acum, ascultă-mă, îl citești. Am o întrebare. Dacă nu luăm chimiu, sau dacă luăm, dar acum. Noi am zis, ok, am extras aluminiu, am extras siliciu, am extras magneziu. Da. Dar noi n-am zis cum facem aliajul aluminiu, siliciu, 10, magneziu. Ba da, a zis Filip. L-am cunoscut pe Filip încă din clasa 10-a, dacă mi-aduc aminte bine. Inițial am vorbit cu Filip pentru a ne pregăti împreună pentru Olimpiada de Astronomie și Astrofizică. Am reușit să-l ajut să se califice la etapa națională a Olimpiadei. Iar de acolo mi-a propus să intru în echipa ROM-2 pentru a construi primul satelit românesc. Dacă mă întrebați acum un an că o să fac sateliți, nu credeam. Dar sunt un tip care nu-i place să se mulțumească, adică vrea de obicei mai mult, sunt destul de competitiv. Mă mulțumesc cu puțin, nu că asta ar fi puțin, dar și caut mereu o provocare mai complicată decât cele anterioare întotdeauna și ăsta a fost și unul dintre motivi pentru care m-am aturat și este un proiect foarte foarte frumos, care chiar te pune la încercare, pe care doresc să o duc mai departe, dorim să o ducem mai departe. Noi, momentan, am lansat doi sateliți într-un scop educațional, să testăm anumite tehnologii și ca să putem demonstra că putem să lansăm un satelit în orbită, să ne obișnuim cu acest domeniu. Fiind coleg cu Filip și bun prieten, el mereu mi-a povestit despre acest proiect și cu prima ocazie când a avut nevoie de cineva în plus, m-a chemat. Înainte să intru în acest proiect, sincer, nu știam foarte mult, nu a fost foarte vehiculat în școala noastră, dar el mi-a născut această pasiune și în mine, pentru că o povestea cu un mare patos și mereu punea suflet în acest proiect, în care practic m-a adus și pe mine în povestea lui și m-a făcut să iubesc și eu acest domeniu și acest proiect în sine. Prima dată am aflat de aceste proiecte când ROM-2 era încă în derulare și m-am interesat, am vorbit cu Filip și cu echipa, am vrut foarte mult să mă implic, să fiu și eu parte din liceenii care lansează sateliți. Și odată ce am vorbit cu aceștia, am intrat în echipa pentru ROM-3, care a fost al doilea nostru satelit. ROM-2 și ROM-3 au fost primele noastre misiuni care au ajuns în spațiu. Amândoi sunt doi sateliți de dimensiune redusă din gama picosateliților. ROM-2 este de 5x5x5 cm, adică cât un cub rubic, iar ROM-3 este de 5x5x10, e de 1,5x, care e dimensiunea picosateliților. Ambii acești sateliți sunt
echipați cu camere pentru a face poze asupra Pământului, au practic acest scop de observare a Pământului. Și noi am trimis acești sateliți pe o rachetă SpaceX într-o misiune de ride sharing, împreună cu sateliți din orice alte țări din lume, pe un deployer de la Alba Orbital, compania cu care am colaborat pentru zbor. Povestea satelitului a pornit când aveam 13 ani. Am început să mă gândesc ce ar fi dacă aș trimite un mic satelit în spațiu. Fix în perioada aia am realizat că România nu are un satelit în spațiu și că e și singura țară din Uniunea Europeană care nu avea un satelit în spațiu în momentul respectiv. Și am început să mă documentez despre ce ar însemna să realizez un astfel de proiect. Evident, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă gândesc cum aș putea să formez o echipă care să mă ajute și în celelalte domenii din proiectul respectiv, și anume programare, proiectare, electronică și partea mecanică de structură și cum va arăta satelitul. Au trecut aproximativ 6-7 luni de la apariția acestei idei până am început să caut prin liceu elevi care ar fi pasionați de un astfel de proiect. Și în cele din urmă am început cu câțiva și am alcătuit echipa care a lucrat la primul satelit, ROM 1. Satelitul respectiv nu a ajuns în spațiu, era mai mare, nu era foarte avansat și nu a ajuns în spațiu deoarece nu am reușit să strângem banii pentru lansare în timp util. Imediat după ce am construit echipa inițială, am realizat că e nevoie de un loc unde putem să realizăm un astfel de proiect. Ne gândeam să închiriem un spațiu. O bună perioadă de timp am lucrat și la școală, ne vedeam la școală să încercăm să asamblăm diverse componente, dar în cele din urmă am realizat că avem nevoie de aparate speciale, de o cameră curată unde putem să lucrăm cu sistemele foarte fine din satelit. Și am negociat cu părinții mei ca acest subsol al casei să fie transformat într-un laborator unde vor fi construiți sateliți. Le-a plăcut ideea și au fost foarte susținători. Dar nu știu dacă tu ai pus un prototip de metrou pentru... Da, dar gen, eu. E un metrou. Este o chestie care aruncă chestii, da? Este un tren. Este un tren învit care face, are încărcătură și aruncă chestia pe orbită. După un timp foarte scurt, am început să încercuim pe foaie care sunt problemele cu ROM 1 și de ce nu a putut el să ajungă în spațiu. Așa că am ajuns la concluzia că satelitul trebuie să fie mai mic, trebuie să fie mai ușor și trebuie să fie mai capabil decât ROM 1. Așa că am început să îl construim pe ROM 2, Romanian Orbital Mission 2, care este în ziua de azi în spațiu. Colegii mei au plecat din simplu motiv că au fost admiși la facultăți de top din America și din Europa și nu au mai avut cum să contribuie la acest proiect de la distanță. Așa că a trebuit să caut coechipieri în clase mai mici care să mă poată ajuta în continuare să duc proiectele la capăt. M-am simțit destul de... adică a fost un moment trist când a trebuit să mă despart de echipa veche. Păstrez legătura și pe viitor, după ce terminăm facultatea, plănuim să ne reîntâlnim și de ce nu să continuăm pe alte proiecte. Ăsta așa lipește aici, așa e. Ok. Și ăla e amperajul? Păi nu, alea nu înseamnă nimic, erau când luptam eu ăla. Nu, asta. Care? 2.90. La Glasgow am fost la conferința internațională de picosateliți. Este o conferință unde se adună experți din industria de picosateliți, adică cea mai mică scară de sateliți care există.
din care fac parte și sateliții noștri, cei doi, ROM2 și ROM3. Adunarea de oameni de știință de acolo ajută subsistemele și tehnologiile de satelit să avanseze, deoarece se împărtășesc idei noi descoperite de fiecare persoană pe parcursul unui an. Am fost și noi invitați acolo și am ținut și o prezentare despre progresul nostru în această industrie. Ok, so we get hello, can you hear me? So we get 0.6 volts. Inițial am crezut că e un pic nebună ideea și foarte insane, așa să zic. Dar când mi-a arătat pozele cu deployerul de la ROM 1 și am fost la un moment dat și mi-a arătat scheletul de la ROM 1 și am zis ok, treaba e serioasă, chiar putem să facem asta, mă bag, facem. Mi-a explicat toată situația cu ROM 1 și am zis că dacă strângem o echipă mai bună, putem să reușim. Am simțit că e mai puternic, că am învățat din greșeli și că știa ce avea de făcut pentru următorul satelit. Chiar dacă e cu 2 ani mai mic, nu a însemnat nicio diferență în a nu-l crede sau a avea dubii că nu putem să facem asta. Am avut o echipă foarte bună. Am avut ajutorul unui băiat și prieten al meu, Alexandru Lucianov, ne-a ajutat cu codul pentru satelit. În prezent e la facultate la MIT în America. Împreună cu el și cu Filip am reușit să facem mare parte din proiect, dar și ceilalți au colaborat în mod egal la satelit. Ne-am trimis ROM3 ca o îmbunătățire a ROM2. Am luat ceea ce am învățat din ROM2 și am făcut toate componentele mai bune pentru ROM3 și am sperat o rată de succes mai mare. Satelitul din nou s-a deschis, antenele s-au deschis, s-a încărcat și a comunicat cu noi. Deci a fost tot o misiune de succes și a fost o misiune îmbunătățită testând componente diferite mai pregătite de industria reală. Iar pe viitor vrem să continuăm acest proces iterativ în care ne facem misiunile din ce în ce mai complexe ca să ajungem la proiecte care chiar sunt gata de industrie. Cu noua echipă am lucrat și la satelitul ROM3 și momentan suntem în stadiu în care proiectăm un nou satelit care ar putea să zboare la finalul anului 2024. Împreună cu Filip ne-am calificat la Olimpiada Internațională de Inginerie și Știință, mai exact ISEF, International Science and Engineering Fair. Iar în cadrul acestei olimpiade avem un proiect cu care vrem să vedem eficiența wingleturilor variabile cu suprafețe polimorfe. Și putem verifica prin flapsuri, eleroane și rudder. E un avion foarte stabil, care poate zboare foarte bine. Zboară singur acum. Proiectul nostru constă în proiectarea unor aripioare de direcție care se atașează la capătul aripilor avioanelor normale sau celor experimentale, cum e în cazul nostru. Iar aceste mici aripioare de direcție au două roluri, și anume controlul crescut al avionului, dar și eficientizarea zborului, adică diminuarea frânei de la capătul aripilor. Aceste sisteme au fost inspirate din natură. Ne-am inspirat după penele vulturilor și de cum se mișcă acestea și de ce vulturul zboară atât de eficient. Pentru că, după cum e și vorba, natura este un sistem de referință absolut și ne dă cele mai bune interpretări ale sistemelor pe care le folosim în ziua de astăzi. Pe lângă asta, am mai creat și o suprafață polimorfă de control care funcționează
pe baza unui sistem ce imită coloana vertebrală a unui pește. Acest lucru ajută suprafețele de control obișnuite de pe avioane să se miște articulat și să reducă frâna, frâna la avion când e cazul să se schimbe atitudinea, adică să ia viraje sau să crească în altitudine. Aerul curge într-un mod mult mai lin pe aripă. Gen, gata, e prins în tuhum. Zboară singur acum. Cât de mare e cercul? E okay. Destul de mare. E ok. La început, când construiam avioane ușoare, m-ar veni de jucărie, care nu erau chiar de jucărie, erau teleghidate, dar zburau după aceleași concepte după care zboară și un avion real. Întâi de toate, când eram foarte mic, nu aveam răbdare să studiez despre modul în care zboară un avion, ci făceam pur și simplu calculele și dimensiunile avionului din ochi, ca să pară un avion zburabil și abia apoi încercam să, după ce vedeam că din prima n-a zburat, a doua încercare îi mai adăugam niște aripi de direcție, a treia încercare îi puneam un motor mai puternic și tot așa. Asta până prin clasa a șaptea, când am început să-mi doresc să și înțeleg despre cum funcționează aceste sisteme la un nivel mai avansat, adică să folosesc matematică și fizică ca să determin diversi parametri ai avionului înainte să-l arunc în aer. Adică, pe scurt, să am o garanție că avionul va zbura înainte să-l lansez din mână și că nu se va prăbuși imediat după. Și după aceea am început să construiesc avioane din ce în ce mai avansate, care să exploreze noi forme aerodinamice. Am construit chiar și un avion cu aripă circulară, la care am lucrat destul de mult. Și toate acestea au fost făcute și cu simulări pe calculator, cu proiectare anterioară, adică n-a mai fost pur și simplu un avion decupat din polistiren care avea la bord lipite motoare și servomecanisme care nu știam sigur dacă zboară. Adică am trecut la un nivel mai avansat în proiectarea avioanelor. Dacă puteți observa, avionul este cu capul poziționat în jos. Avionul nu poate să zboare pe pământ, deoarece este foarte ușor, are motoare ușoare și are aripi mari. Acum să vă arăt o aterizare frumoasă. Ok, e în mod automat. Dar oricum, eu am control asupra lui. Da? Da. Ok, e bine, dar lasă-l. A, uite, și așa ar trebui să fie. Da. Da, tu. Ia, tu nu faci nimic, da? Why? De ce se duce încolo? Lasă-l. Treaba mea legată de acest proiect este de a crea modele fizice pentru a explica diferiți parametri care intră în evoluția sistemului pe care noi l-am construit. Eu sunt coordonatorul echipei. Filip m-a rugat să fiu coordonatorul echipei, deoarece nu pot participa fiind un coechipier în echipă, pentru că nu sunt la liceu. Având acces la diferite software-uri de simulare și modelare 3D, m-a rugat să-i ajut cu câteva simulări pentru avion și anumite modele 3D pe care ei nu puteau să le facă în alte programe și am zis că pot să devin coordonator pentru echipă. I-am ajutat pe parcurs și încă colaborăm pentru a finaliza proiectul. A avut niște cicatrici care arată că este muncit. De la locul de unde zburăm până aici acasă, că e un fel de sediu, e un drum de vreo 10 minute care e suficient încât să ne punem la loc pe picioare și când ne întoarcem aici să fim înapoi focusați pe treabă și nu supărați pentru acel eșec în acel moment și să fim focusați pe viitor și pe cum data viitoare va zbura. De obicei nu cădem toți deodată și când se întâmplă să fie unul mai deprimat, ceilalți sunt acolo să-l ajute. După accidentul avionului, am realizat că era în mod evident o eroare din partea noastră
Și așa că am adunat bucățile care au rămas din avion de pe câmp, le-am dus înapoi în laborator și am început să ne gândim ce o fi fost greșit. Până în cele din urmă am realizat că avionul era puțin prea greu, bateria era puțin prea slabă și am îmbunătățit aceste componente, mă rog, bateria, și am făcut avionul puțin mai ușor. Iar după am lansat iarăși avionul, iar a căzut și am realizat că în cazul acela a fost o altă mică problemă, și anume una din aripile de direcție era puțin dezlipită. Și din cauza aceasta a virat într-o parte și a căzut. Iar a treia oară, când l-am lansat, ne-am asigurat că nu repetăm aceleași greșeli și avionul a zburat. Da, într-adevăr. Sau banul să... Cred că era să-l iei. David, dar de ce urcă așa sus? Adică? E destul de sus. La cât l-ai dat? Dorința de celebritate nu există în procesul acesta, pentru că noi facem asta doar din pasiune. Ingineria e totul la bază. Ne place foarte mult. Am studiat la un liceu foarte prestigios de informatică, fizică, astrofizică, chimie și matematică, și vrem să punem în aplicare, pentru că majoritatea se opresc la teorie. ICHB este o școală cu totul și cu totul deosebită. Vă pot spune asta prin prisma faptului că, personal, eu am fost elevul acestei școli, am fost olimpic la matematică, toți colegii mei au plecat atunci în străinătate. Eu mi-am dorit să rămân în România pentru a antrena mai departe olimpicii. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru și am rămas antrenor al olimpicilor de matematică în cadrul acestui liceu. În 2023, liceul nostru a obținut o performanță istorică. România a reușit să obțină locul 1 în Europa și 4 mondial. Este o performanță care nu s-a mai realizat de 23 de ani aproximativ, însă am putea spune că este poate chiar cea mai mare performanță a României la Olimpiada Internațională, pentru că anul trecut au fost 112 țări participante la această olimpiadă, pe când acum 25 de ani vorbeam de câteva țări. Prima oară scopul ar trebui să fie să cunoască, dar în final o formă superioară este cea a înțelegerii. Cunoașterea vine mai întâi, după care înțelegerea. Înțelegerea, într-adevăr, e mai greu de obținut, doar că este mult mai puternică decât cunoașterea, cele din urmă. Proiectul începe de la o premisă simplă, anume eficientizarea zborului aeronavelor. Vrem să facem companiile aeriene să economisească cât mai mult combustibil. Ulterior am încercat să găsim aplicații nu numai în domeniul zborului comercial, am încercat să găsim aplicații și în domeniul dronelor. Amploarea pe care o implică acest proiect, sincer, ne depășește pregătirea academică pe care o avem toți trei. Așa că acest proiect ar trebui să fie revizuit într-un moment în care noi suntem mai bine pregătiți decât suntem în momentul de față. Dar este un bun început. Dorința mea este să putem să vorbim cu experți din industrie, să le arătăm ce am reușit noi să facem și să aflăm părerea lor despre proiectul nostru. Și în cele din urmă, de ce nu, sperăm și la un premiu. Motivul principal plecării și cel mai important pentru mine este ISEF, concursul la care participăm, și sunt un pic stresat de cumva decurge judging-ul de acolo, fiind totul foarte high level, dar sunt sigur că va fi totul ok și sper să luăm un rezultat cât mai bun. Nu am mai fost la concursuri de research precum acesta, numai că am mai avut concursuri care cereau să detaliezi cum ai lucrat de-a lungul unei perioade pe proiecte mai extinse.
Noi avem în plan să facem un avion mai mare pe care să testăm exhaustiv sistemul dezvoltat de noi, acesta fiind unul doar de test pentru a testa toate componentele. Iar acesta, da, zboară, cum vom vedea și un pic mai târziu. Și, da, cu gândul că vom reuși cum am reușit și la Rosef, unde băieții au obținut medalii de aur, sunt convins că o să avem un rezultat foarte bun și la ISF. Chiar dacă rezultatul nu va fi unul excelent, eu sunt mândru și de ei și de mine pentru cât de efort am pus. Și știu că va ieși un avion și o dronă excelentă. Prima oară și prima oară ca să ajungem să participăm la acest concurs, la ISF, adică a trebuit să câștigăm etapa națională. Etapa internațională se desfășoară în Los Angeles și întrunește participanți din mai multe categorii, foarte multe echipe, categoriile majoritatea categoriilor se încadrează în științe exacte. Lucrurile astea nu se învață neapărat la școală. Asta este o pasiune de-a mea care a pornit de când eram mult mai mic. Depinde foarte mult de cercul de prieteni și de mediul în care ești ca să poți să punești un astfel de proiect? Acest proiect pentru noi mereu a însemnat o oportunitate să învățăm mereu și ne-a ajutat să ne depășim practic limitele cu experiență practică. Noi fiind deja destul de experimentați pe partea de teorie de la liceu cu programul nostru foarte avansat de olimpiade, ne lipsea această parte practică, pentru că în liceu se fac experimente extrem de simple, să spun așa. Acest proiect ne-a oferit practic o mână de lucru foarte avansată și ne-a oferit oportunitatea să colaborăm cu oameni din domeniu care ne-au sfătuit din când în când pe unde ne blocam și practic ne-a oferit șansa să punem noi mâna efectiv pe acest domeniu complicat. Noi vrem să punem ce am învățat în aplicare. Spre exemplu, la simulări sunt folosite ecuațiile Navier-Stokes din fizică, pe care noi le-am studiat la orele de pregătire pentru olimpiadă și am vrut să vedem cum funcționează în sistemul de simulare pe calculator. Cum sunt flow-urile, unde se formează turbulențe, cum putem să eliminăm asta și tot așa. Discut cu ei și vorbim despre planurile lor de viitor, ce obiective au și ce ținte avem și unde vrem să ajungem. Și în felul ăsta eu pot să comunic cu sponsorii noștri și să le prezint viziunea noastră și ce vrem noi să facem, nu neapărat detaliile tehnice, pentru că nici pe sponsor nu-i interesează atât de mult, mai mult decât misiunea în sine. Coechipierii mei sunt selectați într-adevăr și după capabilitățile și de dorința de a lucra în proiectele respective, dar pe lângă asta eu într-un coechipier mă uit și la caracter, nu numai la atributele științifice pe care le poate aduce în proiect. Și în opinia mea, caracterul este chiar cel puțin la fel de important ca și lucrurile pe care le aduce noi în echipă. Filip este unul dintre cei mai buni elevi ai școlii noastre. Ne mândrim cu Filip pentru rezultatele lui. Pentru proiectul lui pe care școala noastră l-a susținut, suntem mândri de el și ne bucurăm pentru că ceea ce el a reușit va rămâne în istorie și pentru ICHB, dar și pentru România. Noi participăm la ISF, este un soi de olimpiadă internațională axată pe cercetare în domeniul științelor exacte sau a ingineriei și aici se adună primii 1600 cei mai buni elevi în domeniul de cercetare și inginerie din lume. Cu somnul este destul de greu, pentru că deadline-urile în proiectele astea sunt destul de bruște și apar spontan. Și când avem un deadline, că de exemplu în 2 săptămâni avionul trebuie să zboare și trebuie să facă o serie de teste în aer, timpul funcționează altfel și ajungem să dormim câte 3-4 ore pe noapte în unele zile sau în altele chiar deloc și să avem nopți albe complete.
Eu consider că nevoia de cunoaștere nu se termină niciodată. Omul cât trăiește învață. Nu cred că această dorință de a înțelege, de a înțelege cum funcționează lucrurile se va termina vreodată, pentru că mereu apar lucruri noi, mereu tehnologia evoluează și noi trebuie să evoluăm după aceasta. Lucrez în paralel la foarte multe chestii, nu numai la satelit și la avion, ci și pe anumite contracte cu diverse companii de aerospațiale. Dar în perioada aceasta, până la concursul internațional de inginerie și de știință, mă voi axa pe realizarea avionului.